Plecăm la Moldova, dragii mei, de ziua Unirii Principatelor, unde încercăm să mobilizăm pe cei din Iași, unde avem o mișcare civică foarte puternică, pentru protestele de la finele acestei săptămâni. Astăzi dimineața a fost un protest la Consiliul Superior al Magistraturii, foarte interesant, la care n-am putut să ajung pentru că am procese, oameni buni, am procese. Strategia Ciumei Roșii este să mă îngroape în procese, astfel încât să nu am timp să respir. Și vreau să vă vorbesc despre acest proces, am mai vorbit despre acest caz. Este ceva, oameni buni, absolut scandalos, stă mintea în loc, pur și simplu stă mintea în loc. Este vorba despre Antena 3 și Mircea Badea, comediantul, măscăriciu postului Antena 3, dar mai mult decât atât sluga infractorului Dan Voiculescu, și Mugur Ciuvică. Mugur Ciuvică și el invitat permanent la Antena 3, șef al unui așa zis grup de investigații politice și mare propagandist al mafiei din politică, mare propagandist al intereselui Dan Voiculescu. Oamenii ăștia, dacă puteți să vă imaginați așa ceva, dragii mei, m-au dat în judecat. Dar știți cum e procesul ăsta? Că despre asta vreau să vă vorbesc. Imaginați-vă niște violatori care, după ce și-au violat victima, dau victima în judecată pentru că au făcut febră musculară și au dureri musculare din cauza a violului. Sau dau victima în judecată pentru că au pus rezistență și, nu știu, victima i-a rupt unui violator ceva sau l-a mușcat. Știți? Și dă victima în judecată, zice, domne, m-a mușcat, uite, mi-a făcut o rană, m-a mușcat de ceva. Și nenorocita trebuie să plătească victima violului. Înțelegeți? Sau ca și cum niște tâlhari, niște interlopi care tâlhăresc pe cineva la drumul mare, îl tâlhăresc, îl bate, îi dau pumni în gură, îl atacă, îl dau în judecată după aceea pe cel pe care l-au tâlhărit, pentru că, nu știu, și-a rupt unul dintre ei degetul mic în timp ce îi dădea pumni în cap, ăluia tâlhărit. Cam așa stă treaba cu Mircea Badea și cu Mugur Ciuvică. M-au dat în judecată, îmi cer 250.000 de euro daune fiecare. Deci 500.000 de euro. Îți dă mintea loc, oameni buni? Pentru ce m-au dat în judecată? Despre asta vreau să vorbesc. Este absolut incredibil, dragii mei. Pentru câteva postări de pe Facebook în care eu spun că ei servesc intereselor infractorului Dan Voiculescu în diverse forme. Asta se întâmplă, dragii mei, după ce în ultimii 5 ani de zile, cam atunci a început, și în special în ultimii 2 ani de zile, postul de televiziune Antena 3, unde sunt iobaci pe plantație cei doi, și cei doi reclamanți, că ei au calitate de reclamant în acest protest, domne, m-au denigrat în toate felurile posibile și imposibile. Deci m-au făcut, acum 3 ani de zile, m-au făcut 3 zile la rând nazist. 3 zile, deci au făcut o emisiune seara la Radu Tudor și m-au făcut nazist. Și după aceea încă 2 zile au făcut știri în care au zis Mălin Bot este nazist, Mălin Bot vrea moartea bătrânilor, Mălin Bot spune că bătrânii nu sunt buni de nimic, are idei fasciste. Lucruri pe care eu nu le-am făcut, eu n-am spus așa ceva. Dar ei au inventat, telespectatorilor s-au uitat, îmi transmiteau în perioada respectivă, țin minte, buna mea mamă trecuse în lumea celor drepți de ceva timp și eu comemoram în perioada în care făceau indivizii ăștia mizerile astea și primeam sute de mesaje de la telespectatori Antena 3 care spuneau inclusiv că ar vrea să-mi violeze mama. Deci m-au făcut nazist, m-au făcut incitator la violență, nu mai zic după 10 august ce au spus despre mine, că ar trebui să fiu arestat, că sunt plătit de Soros, că sunt plătit de interese străine, că câștig mii de euro, că au inventat scandaluri sexuale inexistente. Inclusiv pe asta au făcut-o. Deci s-au dus până în zona asta, oameni buni, care e cea mai abjectă zonă. Deci cel mai urât pentru un jurnalist sau pentru ceva ce se pretinde a fi jurnalist, pentru că asta nu e jurnalist ce fac ei, da? Dar cel mai urât oricum în dezbaterea publică este să te apuci să inventezi despre cineva pe teme sexuale. Adică asta este ceva ce ține de viața intimă. Nu zic de faptul că ce au spus ei acolo eu n-am făcut, dar și dacă aș fi făcut ceva, sunt chestiuni ce țin de viața intimă, nu poți să te cobori atât de jos, oameni buni, atât de jos. Deci au făcut-o și pe asta. Au inventat că nu știu ce, cine m-a dat afară de la nu știu ce companie multinațională, că m-aș fi uitat la filme porno, un fapt total inexistent. Citând un ziar din Timișoara care nu există. Deci am căutat acel site, ziar, și nu există. Deci ei au inventat pur și simplu despre mine.
toate nebuniile din lume le-au spus oameni buni în ultimii 2 ani de zile cel puțin. Cred că, nu știu, pe Chioveș și poate au denigrat-o mai rău și mai urât față de ce au spus despre mine. Deci au spus toate nebunile, că omoram animale, că... Deci nu vă spun toate nebunile din univers. Eu nu mă uit la Antena 3, dar aflam de la oameni care se uită, cum aflam. Pe de o parte, oameni care mă susțin pe mine îmi transmiteau aceste lucruri. Domnul Mălin, iar vă denigrează ăștia la Antena 3. Pe de altă parte, telespectatorii lor zombificați, nebuniți de ură când auzeau acele lucruri, veneau pe pagina mea și îmi spuneau, știți? Și atunci eu deja m-am obișnuit. Când văd că mă vin 20, 30, 40 de zombificați, că mă uit pe profilele lor și văd că Scudalea cu Iohannis a vândut copii, Cioloș, copilul lui Soros și Șora, tata lui Soros, cu nebunii din astea, știu, a, ăștia sunt telespectatorii Antena 3. Și îi văd că vin și spune, norocitule, mâncai animale când erai mic, sugeai, erai vampir, erai așa, erai așa, domne. Deci oamenii ăștia m-au acuzat, dragii mei, dacă voi faceți un exercițiu, că unele au fost consemnate pe diverse site. Deci dacă faceți un exercițiu și căutați pe Google Mălin Bot plus Antena 3, vă luați cu mâinile de cap ce au putut să spună oamenii ăștia despre mine. Eu având cu ei pe rol un proces în care în primă instanță am câștigat. Acel proces este după ce ei m-au făcut nazist timp de 3 zile. Au fost amendați de Consiliul Național al Audiovizualului. Deci vă dați seama că CNA-ul le protejează lor interesele. Cât de grav au încălcat ei legea atunci dacă CNA-ul a fost nevoit să le dea amendă. Sigur, după luni de zile în care am amenințat pe cei de la CNA că le fac plângere penală pentru abuz în serviciu, dar n-au avut încotro, le-au dat amendă. A mers frumos la instanță și instanța a constatat, domne, ați acționat cu rea credință, ați calomniat, ați insultat, ați denigrat un om încălcând cele mai elementare norme ale legii audiovizualului, pentru că legea audiovizualului spune că nu ai voie să insulți pe post și să calomniezi. Legea audiovizualului spune că dacă acuzi pe cineva de ceva, trebuie să prezinți dovezi și punctul lui de vedere. Ei m-au acuzat că sunt nazist 3 zile, atunci a fost horror, deci au venit mii de mesaje de la oameni, telespectatori Antena 3, în special oameni în vârstă, care chiar au crezut că eu sunt așa și că transmit acele lucruri pe care nu le-am transmis și care îmi trimiteau amenințări cu moartea, înjurături. Nu vrei să știi ce era la gura lor. Oameni bătrâni, dar na, așa înțelegeau ei se comporte, asta era educația lor, furia lor, gradul de zombificare în care i-a adus Antena 3. Și toate aceste probe le-am prezentat la instanță, CNA-ul. Nu vă mai vorbesc că, după ce m-au denigrat 3 zile, Gâdea însuși m-a reclamat la Consiliul de Combatere a Discriminării. Ei și-au dat seama, bă, am făcut o lată, l-am denigrat pe ăsta, l-am acuzat, l-am, hai să vedem, poate forțăm cumva CNCD-ul să-i dea o amendă. M-au reclamat pentru un editorial la CNCD. CNCD-ul m-a audiat, a citit editorialul și a spus, domnule, editorialul ăsta numai că nu e fascist, dar nici măcar nu discriminează. Deci nici măcar nu discriminează, atenție, discriminarea e o faptă, o contravenție dacă vreți, da? Deci nu-i ceva grav. Fascismul și propaganda fascistă sunt infracțiuni. Se pedepsesc cu închisoarea, deci ei m-au acuzat pe mine de o infracțiune pe care eu n-am comis-o. Și nici măcar pe aproape nu eram ce am spus eu, deci pur și simplu a inventat, oameni buni. Ca și cum eu de mâine spune că, nu știu, Mircea Badea este pedofil. Și aș începe să spun asta toată ziua, este o infracțiune. Și aș începe să o spun. Pur și simplu, nu poți să faci așa ceva, oameni buni. Sigur, eu când îl acuz și spun este sluga lui Voiculescu, atunci eu îmi exprim opinia cu privire la un comportament al lui. Pentru că este evident, de domeniul evidenței, că el ia apărarea lui Dan Voiculescu. Înțelegeți? Deci eu mă leg de ceva ce există în realitate. Poziția lui, comportamentul lui, rolul pe care el și l-a asumat de servitor al intereselor patronului său. Nu-l acuz de ceva ce n-a făcut. Nu vin să spun despre el că în seara de la ora de a fost pe strada nu știu care, da, Valea Ialomiței, și a făcut nu știu ce, a furat capace de la roți, furt. Ceea ce nu e adevărat, omul n-a fost acolo. În timp ce la emisiuni este, îi ia apărarea lui Voiculescu. A atacat judecătorii care l-au judecat pe Voiculescu. A atacat procurorii care l-au cercetat pe Voiculescu. Deci el a servit interesul lui Voiculescu, el este o slugă, nu poate să... N-are cum, e ceva ce face el, știți? Și eu îmi exprim o opinie în legătură cu o activitate a lui publică. O activitate ce este, bineînțeles, supusă criticii, pentru că el e persoană publică, oameni buni. Și activitatea lui e supusă criticii, la fel cum activitatea mea e supusă criticii.
Dacă cineva zice despre mine, domne, ce a spus Mălin Bot ieri seară în Piața Victoriei, sunt prostii și omul e cretin și nu știe ce vorbește, e dreptul lui să spună, pentru că este opinie. Dar nu poate să zică că eu sunt fascist dacă eu n-am făcut nimic de genul ăsta, știți? Sau că eu am cerut moartea bătrânilor dacă eu n-am spus așa ceva. Înțelegeți diferența, mai ales asta fiind infracțiune, propagandă nazistă. Și CNCD-ul spune, domne, nici măcar n-a discriminat, articolul e ok, reprezintă puncte de vedere, opinii democratice în limitele constituționale și în limitele legii. Și mă duc la Tribunalul București și zic, domne, uitați ce au făcut să-mi plătească daune. Și tribunalul zice, da, domne, trebuie să-ți plătească daune. 2000 de euro fiecare. 2000 de euro Radu Tudor, 2000 de euro Mugur Ciuvică, 2000 de euro Mircea Badea, împreună cu Antena 3. Adică, 6.000 de euro în total, dacă vreunul dintre ei n-are bani sau nu vrea să plătească, poți să execut Antena 3. Stau liniștit că am câștigat procesul, ăștia fac apel, mergem la apel la tribunal, unde nimerez la un judecător, după aia am văzut, când am văzut sentința, un judecător scriitor la Luju. Citat de Luju.ro. Luju este Antena 3 online a lui Voiculescu. Deci am nimerit prost. Ăla anulează tot și zice, nu, domne, nu, nu, nu. Ce onoare, ce... Bine au făcut că l-au jignit pe Mălin Bot, ăsta n-are onoare, își merită soarta, la revedere, să-i plătească el lor cheltuieli de judecată. Ok. Facem recurs cu avocatul meu și suntem la Înalta Curte de Casație Justiție în recurs cu povestea asta. Eu sunt convins că am să câștig, pentru că n-am cum să nu câștig, oameni buni, că am dreptate. Deci nu am cum să nu câștig. Pe blogul meu, dacă veți căuta Mălin Bot plus proces Mircea Badea sau Mugur Ciuvică, vedeți toate documentele, că am făcut totul public. Nu pot să faci așa ceva, să acuzi pe cineva de fascism, care este o infracțiune pedepsită cu închisoare în România până la 6 ani de închisoare, și să te amendeze CNA-ul, să încalci toată legislația audiovizualului. Eu de-aia i-am dat în judecată. Că dacă era pentru ce scriu ei pe Facebook, și o să ajung și aici, nu-i dădeam în judecată. Că pe Facebook e pe Facebook, dar la televizor există o lege, oameni buni. Asta este diferența, știți? La televizor există o lege și legea respectivă reglementează niște lucruri pe care trebuie să le respectăm. Cum sunt eu în mașină, de exemplu, da? Dacă eu mă cert cu un vecin la scara blocului și ăla mă înjură, eu acum stau la roșu la semafor, dacă eu îl văd pe el că trece, eu că sunt supărat pe el, nu pot să intru pe roșu să zic, bă, lui ăsta nu-i dau prioritate, că e un nenorocit că m-a jurat de dimineață. Nu pot, și dacă intru sunt vinovat, dacă se întâmplă ceva, accident grav, intru la pușcărie. Pentru că eu în mașină trebuie să respect codul rutier. Indiferent ce mi-a făcut Dragnea, dacă e la semafor, e roșu, trebuie să-i dau prioritate. Aceeași poveste la televizor. Legea audiovizualului, pentru că televiziunea are un impact foarte mare. Dovadă reacțiile pe care eu le-am primit de la telespectatorii Antena 3. Legea audiovizualului, de aia a fost creată, are niște reglementări care prevăd că nu ai voie să acuzi pe cineva fără probe. Pentru că are un impact foarte mare. Tu poți să distrugi un om, deci poți să-l distrugi total. Imaginea mea, de exemplu, în mintea milioanelor de oameni care s-au fi uitat atunci, că atunci avea o audiență mult mai mare, e veche povestea asta, de vreo 4 ani, atunci avea o audiență mult mai mare servitorii lui Voiculescu, se uitau 1 milion, 2 milioane de oameni, în ochii acelor oameni, deci sunt 2 milioane de oameni, care, mă rog, poate unii și-au revenit din zombificare, dar sunt probabil 1 milion pentru care eu sunt un fascist nenorocit care vrea moartea bătrânilor. Știți? Deci îți distruge imaginea. De aia nu e ok la televiziune. Trebuie să ai foarte mare grijă ce spui și ce faci. Deci n-ai voie să acuzi fără probe ceea ce ei au făcut. N-ai voie să acuzi chiar dacă ai probe. Beton. Deci beton. Nu ai voie să dai fără să dai punctul de vedere al persoanei respective. Ok, l-a acuz pe Mălin Bot. Bă, da, trebuie să-i dai punctul de vedere. Ei nu mi-au dat nici măcar dreptul la replică, ceea ce e obligatoriu, legea spune, obligatoriu drept la replică. Și n-ai voie sub nicio formă să denigrezi într-o emisiune TV, de sub nicio formă, chiar dacă ăla este un pedofil condamnat. Tu n-ai voie să-l denigrezi, să-i spui cum mi-au spus mie, deci nu vreți să știți acești oameni de o... Deci Ciuvică mă făcea de factură mizerabilă, gunoaie ale societății, deci niște expresii ce a putut să spună despre mine. Deci ca o femeie din aia incultă de cu 3 clase care își pune poale în cap și înjură o vecină. Așa a făcut el.
toate aceste comportamente sancționate prin lege și interzise. Eu pentru asta i-am dat în judecată. Că dacă le spuneau pe Facebook despre mine, eu nu aveam nicio treabă. Că acolo eu spun despre ei, zic despre mine, lumea își formează o părere. Dar la televizor este altceva, știți? Deci una este să ne certăm în fața scării blocului și alta este când ne-am urcat în mașină, suntem șoferi. Din momentul respectiv, n-am scuză să-l tamponez pe ăla de lângă mine că m-a certat cu el în fața blocului, acum jumătate de oră. Nu pot să fac așa ceva. Mă ia poliția sau să-l calc pe trecerea de pietoni. Pe vecinul cu care m-a certat sau nu știu, mi s-a părut că a vorbit urât cu nevastă mea și pentru aia, în loc să-i fac plângere, să-i dea amendă poliția că a vorbit urât, îl calc pe trecerea de pietoni și vin și spun, domnule, l-am omorât, dar mi-a vorbit urât. Păi nu, că nu se poate, nu merge așa. Când ești în mașină, ești șofer. Aceeași poveste cu ei. În baza acestor argumente, eu sunt ferm convins că voi câștiga, adică este imposibil să nu câștig oameni. Bun, ce au făcut ei? Când au văzut că la tribunal au întors, au șmecherit-o, la Curtea de Apel București, unde am nimerit la un judecător de ăsta, Ciuma Roșie de-a lui Voiculescu. Asta e viața, mai sunt și din ăștia, să știți. Nu sunt mulți. Este practic singura experiență neplăcută pe care am avut-o în justiție și am avut foarte multe procese. Dar și o neglijență de-a mea că trebuia să observ și să-l recuz pe acel judecător. Dar nu mi-am imaginat că m-am gândit, bă, și dacă Voiculescu însuși judecă acest caz, lucrurile sunt atât de clare și atât de evidente, cu atât de multe probe. CNA-ul care a spus că au încălcat legea, refuzul lor de a-mi da dreptul la replică, ce dovedește reaua lor credință, refuzul lor de a mă contacta, CNCD-ul care s-a pronunțat și a zis, domne, omul ăsta numai că nu a avut idei fasciste, nici măcar n-a discriminat. Mi-am imaginat, bă, probele sunt atât de beton încât niciun om nu se coboare atât de jos încât să nege ceva evident, știți? Ca și cum, nu știu, ți-a polițistul permisul că ai trecut pe roșu și tu ai filmarea că ai trecut pe verde. Păi nu te mai gândești că un judecător ar putea să zică, nu, domne, deși filmarea e așa, eu totuși țin cu polițistul și mențin că așa vreau eu. Poți să te gândești, știți? Adică mi s-a părut, bă, nu se poate așa ceva. Ei când au văzut că acolo a fost cu siguranță un aranjament, sigur, e o presupunere a mea, n-am dovezi, dar nu poate un judecător să greșească în halul ăsta. Ei ce au zis? Bă, gata, acum îl dăm noi în judecată. Și m-au dat în judecată Ciuvică într-o parte, Mircea Bade în altă parte. Radu Tudor nu m-a mai dat în judecată. Probabil că Radu Tudor are un milimetru mai mult bun simț decât ăștia lanți doi, altfel nu-mi dau seama sau nu știu ce combinații sunt acolo. Și 250.000 de euro fiecare, jumătate de milion de euro cer ăștia. Deci stă mintea loc, oameni buni. Deci stă mintea loc, efectiv. Deci ei vor de la mine jumătate de milion de euro. M-au dat în judecată la Tribunalul București. Deși domiciliul meu legal este la Timișoara și ar trebui să fiu judecat la Timișoara. Orice proces ar trebui să se judece la Timișoara, proces din ăsta de natură civilă. Și, dragii mei, a început procesul. Și astăzi, primul termen cu Ciuvică, cu avocata lui, ne-am judecat pe treaba asta. Că mi-am spus judecătoarei, doamna judecător, eu în București nu cunosc avocați și mi-e și frică, având în vedere ce interese sunt, să mă dau pe mâna vreunui avocat. Ăsta e adevărul, oameni buni. Deci, ocaziarist, am văzut atât de multe lucruri și oamenii ăștia, Antena 3, Voiculescu, PSD-ul, Ciuma Roșie, mafioții, au atât de multă putere încât pur și simplu mi-e frică să mă dau pe mâna unui avocat din București. Mi-e frică că bate palma cu ei. Așa că prefer să mă reprezint singur sau am un prieten avocat în Timișoara, dar care e în Timișoara, vine la Timișoara, la cauze din Timișoara. Și am prezentat, dincolo de acest argument, care sigur nu e unul legat de procedură, un argument uman pe care l-am expus judecătoare, este argumentul de ordine publică. Legea spune clar, nu poate să te dea cineva în judecată, bine că nu m-a dat în judecată la Copenhaga sau la New York, sau, adică unde ai domiciliu, acolo ne judecăm. Deci ar trebui să ne judecăm la Timișoara. E, să vedeți. Dar sunt două procese în paralel, că nu le-au făcut împreună, ca să-mi ocupe cât mai mult timp. Eu înțeleg ce fac ei, da. Ce fac ei? Unu, speră să ajungă, eu fiind la tribunal acum, să ajungă la Curtea de Apel din nou la acel judecător Ciuma Roșie, Voiculeștean. Asta este șmecheria lor. Eu am înțeles-o din prima. Deci ei speră, se gândesc, bă, nu contează că tribunalul, ce zice tribunalul, că facem în așa fel încât să ajungem la Curtea de Apel, unde e foarte nasol, oameni buni. La Curtea de Apel vreau să vă spun că i-au dat lui Dragnea câștig de cauză. Conducerea Curții de Apel este asigurată de două judecătoare aduse din Teleorman, de Dragnea. Deci e nasol, oameni buni. Da, asta este. Ne luptăm. Ne luptăm și trăim și vedem. Și bucuroși le-am duce toate, de pace, de război, ce e scris și pentru noi. Bucuroși le-am duce toate. Și, dragii mei, ne judecăm. Două procese.
în procesul cu Mircea Badea, judecătorul deja a hotărât, a zis nu, domne. Dar să vedeți pe ce a zis, și că prea târziu te-a adresat tribunalului să cu excepția asta de necompetență, de să invoci necompetența tribunalului București și să cer competența tribunalului Timiș. De ce la tribunal? Pentru că ei îmi cer 250.000 de euro. Peste 200.000 de euro le judecă tribunalul, nu le mai judecă judecătorile. Așa e legea civilă. Acțiunea răspundere delictuală, așa se cheamă, așa e legea civilă, asta este. Și dragii mei, uitați, așa sunt ocupat cu timpul și de dimineață, în timp ce mă uitam la proces, să văd ce cauză sunt, mă uitam pe ECRIS, este site-ul unde sunt toate cauzele pe fiecare instanță în parte. Am văzut, căutându-mă cu numele meu, că sunt 70.000 de procese cu jandarmeria. Toate alea în care eu am câștigat la judecătorie. Jandarmeria insistă, deci domnii de la jandarmerie insistă și au făcut apel, contestă toate acele hotărâri, numai o secundă, să fim atenți aici că suntem în București, într-o intersecție care nu știu ce-i cu ea, n-are semafor. Și haos aici, deci este haos, haos, haos. Numai un pic, mulțumesc frumos, ușor, aici în București, te baci. S-a auzit o sirenă sau ceva, că altfel nu mă lăsa nimeni să mă bag. Că în Bucureștiul ăsta e haos. E haos și durere în Bucureștiul ăsta. Da. Cineva... ia fiți atenți, unul cu un BMW, deci unul cu un BMW, care o ia așa iurea peste marcaj, avea sirenă din aia de poliție. Și este un BMW de ăsta, normal, nu scrie poliția nimic pe el, este gri. Și are sirenă de poliție, oameni buni. Ce, cât te vezi în București, în trafic. Deci aici practic nu există poliția rutieră. Deci aici este haos. Deci un tip cu BMW în spate, nu știu dacă s-a auzit pe sunetul de la înregistrare, făcea exact ca o sirenă de poliție. Sunetele alea specifice, crancul ăla și sunetul de sirenă de poliție. Și el era un BMW, oameni buni. Eu am crezut că e poliția în spate, m-am gândit de asta mă lasă, ăștia, ia să vedem. Nu, nicio poliție. M-am gândit, zic, că e poliție, e salvare, deși nu vedeam în retrovizoare. De fapt, e un șmecher cu BMW care are un dispozitiv de ăsta instalat pe mașină. Ați văzut? Nu știu dacă l-ați auzit. Bun, dragii mei, și revin la Tribunalul București. Astăzi n-am mai putut să fiu la protest pentru că a trebuit să merg la procese. Și am procese cu jandarmeria, toată luna februarie este plină. În 21 februarie am și cu Mircea Badea și cu jandarmeria. Nu știu cum o să mă împart în două, să fiu prezent peste tot. Dar va trebui să mă descurc. Planul lor fiind ăsta, probabil, ca să mă îngroape în proceduri judiciare și în amenzi, procese, nu știu, ca să fiu prins să mă să-mi ocupe tot timpul cu treaba asta. Acum, ce este scandalos, dragii mei, dincolo de faptul că pe mine mă dau în judecată doi sclavi de-a lui Voiculescu, de la televiziunea lui Voiculescu, oameni care m-au denigrat pe mine în ultimul hal posibil și imposibil pentru postări ale mele pe Facebook. Mă dau în judecată oameni care pe Facebook fac lucrurile pentru care ei cer daune la niște proporții absolut lipsite de bun simț. Pagina de Facebook a lui Mircea Badea, de exemplu, dacă te uiți pe ea, este cel mai imund loc, cea mai... una dintre cele mai murdare haznale ale rețelelor sociale din România. Deci omul efectiv are niște postări acolo pentru care ar trebui să-l consulte un psihiatru. Dacă te uiți pe pagina lui de Facebook, eu mă mir Facebook cum de îi acceptă acele postări. Nu știu ce șmecherie a făcut prin departamentul de marketing al lui Antena 3 probabil, sau nu știu ce a făcut el acolo. Facebook-ul, pe criteriile standardelor Facebook, ar trebui să-i șteargă pagina. Atât de mizerabil se pronunță acest om. Oricând tu toată ziua, din 30 în 30 de minute, postezi pe pagina ta de Facebook înjurături, insulte, cuvinte obscene, expresii scârboase, scabroase. Deci în momentul în care pagina ta de Facebook este practic o vidanjă care umblă prin oraș și aruncă fecale în stânga și în dreapta, tu dai în judecată pe cineva care spune că e sclavul lui Voiculescu.
care nu folosește la adresa ta nivelul acela scârbos și scabros de limbaj pe care tu îl folosești, oameni buni. Deci nu se poate așa ceva. Deci este ca și cum ultima prostituată de la ultimul bordel, dar nu numai prostituată, și actriță de filme porno, d-alea cu animale, cu cel mai pervers lucru, ce vreți dumneavoastră, ce poate să nască mintea umană, da? Ca și cum o astfel de persoană ar veni și ar arăta cu degetul o elevă care se sărută cu prietenul ei în fața liceului și ea spune: bă, ești o curvă nenorocită, te pup cu ăla. Domne, să fie sancționată fata, că a făcut un gest indecent în public. Păi nu se poate așa ceva, oameni buni. Deci oamenii ăștia nu au niciun pic de bun simț, niciun pic de decență, niciun pic de... Cum să vă explic? Adică ticăloșia lor este dincolo de orice limită. Este exact ca acel exemplu pe care vi l-am dat. Imaginați-vă că niște tâlhari îl tâlhăresc pe unul într-o seară și îl bag în spital, îl bag în comă, da? Și normal că, mă rog, cine știe, că am crescut toți în cartiere, între blocuri, toți am luat bătaie, ne-am bătut, că asta a fost viața pe vremea lui Ceaușescu, nu existau distracții, și citeai sau stăteai în fața blocului. Cam despre asta era vorba. Sau mergeai la cenaclu pionierilor. Și știm cu toții, sau cei care ați făcut sportul de contact, nu? Cine a făcut sportul de contact știe că atunci când cineva are un contact fizic cu altcineva, chiar dacă unul este mai puternic și îl bate pe celălalt, se rănește și el, se rănește la mâini, în general te rănești la mâini. Cei care ați făcut sportul de contact, am făcut și eu, știm acest lucru. Că te rănești la mâini și la antrenamente și... Deci ca și cum cineva care a tâlhărit pe altcineva, l-a snopit în bătaie, da? I-a rupt capul, i-a spart fața, cum se spune în limbajul pe care îl înțelege Mircea Badea, că și-a luat-o de la motociclistul ăla, deci, nu? Ca și cum unul care face așa ceva, sau mai mulți, că ei sunt în gașcă, ei sunt mai mulți, ei sunt ca interlopi, ei sunt niște interlopi media, de fapt, da? Îl tâlhăresc pe unul, îl snopesc în bătaie, îl bag în spital și după aceea îl dau în judecată: domne, știi ceva, eu mi-am rupt degetul mic în fața ta, când ți-am dat pumnii în gură, eu mi-am rupt degetul mic și trebuie să-mi plătești daune pentru că eu am avut o suferință, că degetul meu mic a fost rupt timp de nu știu câte săptămâni durează să pui un bandaj și să repari un deget rupt. Știți? Nu se poate așa ceva. Deci oamenii ăștia n-au niciun pic de decență, n-au niciun pic de bun simț. Dincolo de persoana mea, oameni buni, cum unul ca Badea și ca Ciuvică, oameni care sunt surse de limbaj mizerabil în societate, câte emisiuni au ei de denigrare, de desfigurare, câte persoane publice au fost desfigurate de acești indivizi. Păi când tu ți-asumi, când tu vii și spui: bă, eu sunt șmecher, eu fac, eu dreg, eu insult în stânga și dreapta, păi tu ți-asumi să ți se răspundă cu același nivel de limbaj. Când cineva îți răspunde cu același nivel de limbaj, tu nu poți să te duci să te miorcăi, să te duci la instanță să spui: a, m-a jignit. Ca și cum, cum să vă explic, Mircea Badea, după ce și-a luat bătaie de la motociclistul ăla, pe care el l-a provocat și a zis că vrea să bată cu el, și ăla l-a bătut, de-a zburat capacele, de-a judecată și a: domne, m-a bătut. Păi tu ai vrut să te bați cu el. Știți? Nu se poate totuși așa ceva să facă cineva, oameni buni. Nu se poate. Deci oamenii ăștia n-au niciun pic de bun simț. Oamenii ăștia sunt de o ticăloșie absolut sinistră. Sunt de o mizerie absolut execrabilă. Eu o să vă țin la curent cu acest proces, pentru că el este foarte interesant, dragii mei. Să vedem ce se întâmplă. Pe de o parte avem la Înalta Curte de Casație Justiție procesul meu original cu ei, unde, vă repet, eu am avut dreptate. Eu nu i-am acționat în instanță pentru... dacă acele cuvinte mi le-ar fi spus pe rețelele sociale, treceam cu vederea. Dar ei au comis asta într-un cadru în care legea le interzicea. Deci eu i-am acționat în instanță și tribunalul i-a pus la plată pentru că ei au încălcat legea. Legea. Deci au făcut o faptă ilicită. Știți? Ei îmbogățindu-se din asta, pentru că eu am fost prima persoană care a ridicat această problemă în justiție și vor trebui să o ridice și alții. Pentru că, de fapt, care e șmecheria, oameni buni? Ei se îmbogățesc din distrugerea imaginii altor persoane, din denigrări, din insulte, din injurii. Ei încasează publicitate, Voiculescu le plătește 10.000 de euro.
Deci ei sunt ca niște interlop care trăiesc din tâlhărie, oameni buni. Și mai devreme sau mai târziu, cineva tot o să-i oprească, indiferent ce fac eu, că eu sunt mic, eu sunt Mălin Bode de unul singur. Atunci, cu acel proces am câștigat cu ei, m-am reprezentat singur, ei au fost reprezentați de câte patru avocați în costume Armani, cu jeans de-alea Gucci sau ce naiba de jeans de-alea scumpe, de cost o geantă cât s-a îndăruțul meu, știți? Și eu m-am reprezentat singur. Și cu toate acestea, tot am câștigat procesele cu ei la tribunal și iată, la curtea de apel s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Că asta este România. Eu o să vă țin la curent, oameni buni, să vedem cum decurge acest proces. Să vedem dacă ajungem în situația în care victima violului ajunge să plătească bani violatorilor pentru că au opus rezistență în timpul violului. Cam despre asta e vorba. O să vedem, oameni buni, să știți. Orice este posibil în România și bucuroși le ducem, le-o duce toate. De pace, de război.